aduți aminte că undeva între tine și Dumnezeu s-a produs un scurt circuit. Vreau să-ți spun că atunci când te întâlnește pe drumul Emausului, Domnul Iisus îți spune trei lucruri la modul imperativ, adică la mod de poruncă. După ce o via Domnul Iisus în Matei 28 de la versetul 8 la 10, Domnul Iisus le spune femeilor trei lucruri nu mă le amintesc, la modul imperativ, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu nu îți frânge numai pâinea, îți deschide ochii, îți umple inima de bucurie, îți schimbă direcția, îți dă altă, altă viziune asupra vieții, asupra veșniciei. Când o via Domnul Isus, se uită la femei și le spune așa, primul lucru la, la îndemn de poruncă, la cuvânt de poruncă, le spune așa, bucurați-vă, bucurați-vă. Primul lucru, biserica are nevoie de bucurie în vremea aceasta. Ăștia doi erau pe drumul Emauzului și spuneau, știi, noi suntem supărați. Noi suntem supărați. Știți copiii când e supărați nu vor să mănânce? Că îi îmbuvna, domne, el îi supăra pe mâncare. Nu vrea, domne, poți să-i deschizi gura cu cleștele, că nu vrea să mănânce. Îi supărat. Biserica se mai poate numi biserică dacă e lipsită de bucurie? Era la, la cuvânt de poruncă, ei au început să spună, știi, dar noi suntem dezamăgiți. Iisus ne-a dezamăgit, îl așteptăm de trei zile și nu s-a întâmplat nimic. Și au zis, domnul, nu? Dar noi avem coronavirus în țară. Pe noi nu ne lasă să mergem la supermarket de o lună de zile. Noi suntem rupți, nu ne-am putut plăti facturile, nu -avem, n avem posibilități să ieșim din casă. Noi bai. O zis domnul, bucurați-vă. Dar noi suntem întristați. Nu, îi poruncă Biserica are nevoie de bucurie în vremea aceasta. Să vezi bine cuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că, frații mei, noi suntem legați de pământ sau de cer. Noi nu mai ne folosim de pământul acesta, de lucrul acesta dar noi așteptăm finalul călătoriei noastre, așteptăm în împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne facă parte de bucurie și de împărăția lui Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 32 din Luca 24, de unde am, am citit, spune cuvântul Domnului așa, Versetul 32, și-au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi, adică nu eram noi plini de bucurie că l-am întâlnit pe Isus. Nu eram noi, aduți aminte cum ai fost când te-ai întâlnit cu Iisus, aduți aminte fratele meu și sora mea, cum a fost viața ta că nu-ți mai trebuia nici tramvai, nici mașină, mergeai numai pe jos și orice numai să simți prezența lui Dumnezeu. Și acum ai de toate și ți-ai pierdut bucuria. N-ai vrea în seara aceasta să primești cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu pe drumul mausului tău, acolo unde ești întristat, acolo unde ești apăsat, de la o parte totul. Și spui, Doamne, vreau să mă bucur în Tine, vreau să fac din Tine bucuria vieții mele, vreau să, să salte viața mea înaintea Ta, să ardă inima în mine de bucuria prezenței Tale. Al doilea lucru care l-a spus Domnul Isus după înviere, le-a zis, bucurați-vă, doi, le-a zis, nu vă temeți. Știți care e cuvântul de ordine în vremea aceasta? de câteva luni de zile. Îi teamă. totă lumea. Am văzut oameni cu, cu, saci pe cap. Mergeau cu saci pe cap de frică să nu-i să nu prindă virusul. Cu saci pe cap erau de frică. Toată lumea până acum te îmbrățișau, acum te rog să nu te apropii de mine. De ce? Îi teamă aceasta. Știți ce le-a zis Domnul la, la mormânt? Le-a zis nu vă temeți. Nu vă temeți. Într-o perioadă de teamă, Domnul Iisus le spune, nu vă temeți, e un cuvânt frumos, tu poți să spui, Doamne, dar eu am atâtea probleme, eu am atâtea lucruri de rezolvat și nu le pot rezolva. Mi teamă de ziua de mâine, mi teamă de ratele de la bancă, mi teamă de datorii, mi teamă de, de, atâtea lucruri, poate ai soția însărcinată, nu știi ce se va întâmpla, poate ai atâtea probleme și necazuri în familia ta și nu știi cum să le scoți la capăt. Știți ce a zis Domnul Isus, Matei 28 cu versetul 18, un cuvânt care izbește orice inimă și ne scoate din, din, din îngrijorare din frică, Iisus a apropiat de ei A vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ Nu te cheamă un om să nu te temi Nu te cheamă un păstor, nu te cheamă un lider global Ci te cheamă Fiul lui Dumnezeu și îți spune ca cuvânt de poruncă Nu te teme, nu te teme în vremea aceasta Nu te îngrijora de ziua de mâine Are Manu Negre o cântare, poți să o cauți în vremea aceasta pe, pe YouTube Care spune nu vă îngrijorați de viața aceasta nu vă îngrijorați căci Domnul însuși va purta de grijă. Pune cântarea aceasta și lasă-ți grijile în mâna lui Dumnezeu. Lasă viața ta în mâna lui Dumnezeu. Pentru că nu știm ce se va întâmpla mâine. Dar Domnul ne-a promis că El are toată puterea în cer și pe pământ. Fie seara aceasta o seară în care să ne încredem din toată inima noastră. În Dumnezeul și în Domnul Isus care este viu în vecii vecilor. Măriți să fie numele Domnului. Și ultimul lucru cu care vreau să închei. Domnul Isus pe drumul e mausului tău. Acolo unde ai ochi împiedicați, acolo unde vorbești despre tot și despre toți, dar numai despre tine nu vorbești. Acolo unde te-ai depărtat de locul părtășiei, Domnul Iisus în seara aceasta îți spune, bucură-te, nu te teme. Și în al treilea rând spune, du-te, le-a spus femeilor, duceți-vă, adică acționează, fă ceva. Dacă ți-o vorbi Hristos, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, fă ceva cu viața ta. Zice că ăștia doi, pe drumul Emausului, când s-au întâlnit cu Domnul, au zis ce spune cuvântul Domnului, versetul 33, s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. A spus bisericii din Apocalipsa, aduți aminte de unde ai căzut, aduți aminte de unde ai plecat, aduți aminte. De unde ai plecat. Minte că undeva între tine și Dumnezeu s-a produs un scurt circuit. Întoarce-te la Dumnezeu, acționează. Degeaba ți-o vorbit Dumnezeu în vremea aceasta, degeaba ți-o ți ți auzit atâtea mesaje din partea lui Dumnezeu dacă nu acționezi, dacă rămâi tot acolo pe drumul Mausului, dacă rămâi tot să-ți plângi de milă, să-ți plângi problemele tale și necazurile tale, nu rezolvi nimic. Ei doi au putut din nou să se bucure de părtășie, au putut să se bucure de pogorârea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că au făcut ceva, au acționat. N-ai vreme seara asta să o acționeze? Domnul Iisus, după înviere, le-a spus ocenicilor: Mă duc și vă aștept în Galileea. Și s-au întâlnit cu ei în Ioan 21, s-au întâlnit cu ei la arătarea de la Marea Tiberiadei. După ce s a înălțat la cer, Domnul Iisus ne-a promis nouă ceva, că ne așteaptă nu în Galileea, nu ne așteaptă pe Marea Tiberiadei, ci ne-a promis că ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, frate, sor, Prieten care asculți cuvântul lui Dumnezeu, fă tot ce poți și aleargă spre locul care ți l-a promis Dumnezeu. dă toată silința în vremea aceasta, apropie-te cu toată inima, pentru că ne-a promis că ne așteaptă pe malul celălalt. Biserica lui Iisus Hristos e singura corabie care ne poate lua de aici și să ne mutăm în împărăția lui Dumnezeu. Acționează! Oprește-te de pe drumul Emausului și întoarce-te la Ierusalim. Întoarce-te în prezența lui Dumnezeu. Ia hotărâri noi pentru viața ta. Ia hotărâri noi pentru sufletul tău și Dumnezeu va binecuvânta viața ta și inima ta. Domnul să binecuvânteze inimile noastre în continuare în sărbătorile acestea și să facă Domnul să ne întâlnim din nou la sărbători, aici pe pământ, să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, așa cum a spus și fratele păstor, să ne întâlnim cu lacrimi de bucurie. Și dacă nu ne vom mai întâlni, nu știm ce ne așteaptă virusul acesta, nu știu câți ne vom mai întâlni. Dar dacă nu ne vom mai întâlni pe pământul acesta, să ne ajute Domnul să ne întâlnim în cer, la marea sărbătoare, la munta mielului și să fim cu toți cei dragi ai noștri. Amin.